Nu-ți aminte nici un nume de pești. Salutare. Caras. Aia că caras. Da, cu caras. Și mai știți? Ce fa? Selotka. Hai, da. Ой, речь, мама. Штойка. Ну, есть и штюка. Ку боту с лунгом парик. Килка. Толстол. Толстолоб. Парк у нас кути. Толстолоб прочис шикарас. Este sunt la noi în Moldova, tata când zicea, păi îl auzăm că pom spune așa, sudac idei, nu? Ocuni. Mie îmi place, acum vă spun care. Hecu. Peștele hecu îmi place foarte tare. Gustul, nu cum arată, pentru că arată el ca un monstru, rechin. Bravo, Sergi! Hai să prindem rechini. Aluhec, da, ți-am spus. De asta își spun că îmi place gustul. Nu știu cum arată. Eu am ne-o doam. De strașnic. Principalul că eu mult timp îl mâncam și mă gândeam că e așa, e simplu. Cum e... El are formă așa ca la scrumbie și am crezut că are capul ca la scrumbie. Așa, normal, nemilinca. Da... Când am căutat pe internet și am văzut, m-am spărit. Ai impresia, când te uiți la poza, ai impresia că e pe vremea aceea, când erau dinozauri. Așa de urât. Și nu credeți că eu nu lucrez și eu stau. În hol cineva joacă în fotbal de ăsta de masă. Все, тям сюрприз. Я ламунка, да, все, все, фикс. Да, бинь. Спор ламунка, Штефан. Ты пропадил мне его. Ты не целега и густат, сол. Аша, тям мус. Ага. Era așa de cald și începea să nora, mă gândesc de seara la ora 9 să mă duc eu pe ploaie acasă. Nu v-ați uitat la vreme, îmi spuneți? Tu ești șef acolo, da? Ce e mie șef? Mie șef ca mine, nu-i nimic. Nu, în principiu, cum eu acum vedeți și fac, eu mă socot șefa mea, dacă sincer. La noi acum plouă unde? Sincer îți spun. Ai gustat carne de crocodil? You are very beautiful. Thank you. Thank you very much. E duminică ploi. Și mai bine în timpul liber să ploi. Perfect. Pe malul mării. N-am știut cu bălțoare ieșări la mare. Da, în Brazilia. Salut! Ce fac? Muncesc. Muncesc din greu. Ca și briceni. E, dar eu înțeleg, briceni e peste hotare, dar bălțul e aici, la noi. Am vrut să văd care e pe aproape. Să scucelăsi? Foarte tare, ai spus că duci să muncești. Unde muncești? La banc, salut. How are you? I'm fine.
Bună, și acum, how are you, smasle? Știm româna, dar testăm omul dacă știe engleza, da? Am înțeles. De-am glumit, de mult așteptam ploaie. Nu știu, în Chișinău a plouat, chiar nu de mult și foarte bine. De când am fost. Zilele trecute a fost o ploaie așa bună, taman, am ieșit și am dansat puțin în ploaie. Are you at work? Yes. The boys and the baby, please. So, merci, Ștefan, scrie în română. Merci, Sergiu Trandafir. Adică să facem life. Nu, no, asta nu-i lucrul meu, să fac life. Life. Of, de câte ori am auzit chestia asta, că aș vrea să fiu așa lucruri ca tine. Da, eu tot vreau. Așa lucruri ca la mine. Încă acum eu trebuie să mă tării până la oficiu aici stau. Da, de grabă, Nelu, privit, Nelu, mersi mult. Da, de grabă o să lucrez de acasă. 3 zile, nu, 2 zile o să lucrez într-un oficiu, nu aici, în altă parte, unde sunt mai mult și acolo chiar nu pot să fac live. Și o zi din 4, nu, o zi din 3 ies. Doamne, capul meu nu gândește. O zi din 3 o să lucrez de acasă. O să stau în pătuț, cu un chips în față, cu un Red Bull în altă parte și cu laptopul în față, o să lucrez de acasă, o să fie minunat, abia aștept. Haideți la vadă de vodă, da, sigur, chiar acum. Eu că tare gata, eu cred că outfitul de azi merge pentru vadul lui vodă. Veniți și mă luați, eu merg. Am dat să vă arăt. Că la început de live am arătat outfit-ul meu. Outfit. Blogger și blin. Da, voi n-ați văzut. Da. Merge pentru vatul lui pot. Merge, eu cred că e ok. Ah, dar și mai lungă poate să fie și ea. Și apă. Și apă.